În această dimineață, polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița au organizat un număr de 9 percheziții domiciliare pe raza comunelor Mogoșani și Mătăsaru pentru identificarea și depistarea mai multor persoane suspecte. Din primele cercetări s-a stabilit că aceștia au sustras un număr de 3 ovine și au lovit 3 ciobani care se deplasau în extravilanul localității Uliești. Cercetările sunt continuate de către procurori din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Județean Dâmbovița pentru săvârșirea infracțiunii de omor deosebit de grav. Mă duc eu la ei, domnul șef, la băieții ăștia, să la matale. Fii atent, și ia datele lor, numele lor care sunt, că nu știu. Care e? Pe cuvântul meu, domnul, și pe copiii mei, domnul colonel, dacă știm cine sunt. Domnul colonel, dați-ne pe ăștia nevinovați, că ăștia sunt toți nevinovați aici. Nimeni nevinovat nu rămâne la poliție. Da. Deci vinovații Vor trebui aduși la poliție. Și de noi și de voi. Am înțeles, domnul șoteț. Mergi cu mine la copiii ăștia, îmi dă mie cum îi cheamă. Da. Că nu se-i mănânc, nu se bagă în buzunar. Dar știi, nu? Nu știu. Nu-i cunoști? Nu-i cunosc. Aș vrea cunosc care îmi spune ei. Dar nu aș da. Dar știi pe cei care au furat oile? Nu știu. Nu știu. Rugămintea mea. Hai vedeți-vă de treabă, că n-aveți de ce sta, da? Vă vedeți de treabă pe geanta. Da. Gândiți-vă la ce v-am spus eu. Da? Hai să rezolvăm problema. Pentru că așa e legal, bulibașul rămâne la poartă până... Am venit la poliție, domnule, și aud că s-a întâmplat o crimă, că a furat niște oi și a dat în cioban. Dar nu să știe cine a dat, ca să-i știm numele. Și poate să aflu și eu de ăștia arestați, să vorbesc cu ei ca bulibașul, să nu-i dă pe listă. Că nu știu, am 2000 și ceva de familie pe capul meu, de Rămătăsaru, da. Sunt Mogoșani. Nu să știe dacă sunt băieții ăștia sau nu. S-au găsit niște piei pe câmp. Ciobani trebuie să-i aduc eu. Pe câmp. Care sunt vinovații să plătească. Ce să facem? Dar băieții ăștia sunt nevinovați, ăștia care sunt aici. Atenție, cum am lucrat asta, nu continuă, pentru că nici între voi nu trebuie să rămână nenorociți. Da, nu, așa, a furat o găină, 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 a furat bun loc, domnul Grecu, la 45 de ani, bun loc, 45 de ani, 45 de ani, bun loc, și a dat aici și a rupt capul. Atenție. Spune-ne, domnule, că nu știm, domnul Grecu, băi, mi-a stăcut la dumneavoastră. Nu știm nimic. E, acum știți. Acum știți. Deci aia 7, 8, 9 câți au fost, îi vreau aici, la poliție. Aduceți-i voi. Nu au fost. Deci aduceți-i voi până mâine la 10. Păi toți dumneavoastră ne luăm. Ne spune numele lor și ne spune acasă. Dați domnul Cunăm Păstănescu Mihai, băia, că sunt nevinovații care sunt la calea feratul acolo. Nu știu nimic.